Hai că te așteptam. Dar ce e cu graba asta, mămică? Știi că trebuie să mergem la doctor, da? Și el, noi de-abia ne mișcăm. Ușor, ușor o să-și revină lucrurile în urmă. Să știi că mi-am pus baza în următoarea operație și cred că până în primăvară o să ai șanse să mergi din nou. Să dea Dumnezeu. Salut, salut. Ce faci? Păi, Andrei, nu știu. Uite și tu ce am pățit. Ce facem, mă, gagicele? Vreau să știu imediat dacă este firul ăsta de păr. Crizele astea, ce cu fazele astea? Că nu te înțeleg. Zăpăcită mai ești. Până la urmă el e șofer. E normal să plimbe cu mașina blonde, brunete, roșcate. L-am verificat. Să văd dacă motorul este rece sau cald. Să-mi dau și-o seama. Ești și speriat. Ar fi frumos să te ceară la Paris. Ar fi frumos, rog, să mă ceară oriunde. Cu ce te-am blocat, doamnă? Că te săruți cu soțul meu. Nu ți-e rușine? Ce, mă? Da, cu soțul meu. Obișnuit să analizăm, uneori chiar involuntar, cuplurile pe care le cunoaștem. Una dintre primele noastre întrebări este: cine conduce în relație? Cine e cocoșul? Cum ne place nouă să spunem. Și de multe ori credem că cel care vorbește mai mult și mai tare, cel care e mai nervos și cel care strigă mai mult, e șeful. Dar să știți că nu e chiar așa. Uneori, chiar dacă crezi că deții controlul, poți ajunge să realizezi că, de fapt, ai fost manipulat fără să-ți dai seama. Când iubești, simți nevoia să spui asta în gura mare, să știe toată lumea că inima ta aparține cuiva. Iar dacă nu are cine să te audă, exact atunci când simți tu că vrei să-ți arăți dragostea, lași semne, nu-i așa? Semne vizibile. Sunt Elena Macovei, am 26 de ani și îmi place să trăiesc viața la maximum. La maximum înseamnă că iubirea nu poate fi cuprinsă de o singură inimioară, ci de mai multe. Pe parbriz, pe geam, față dreapta, față stânga și eventual pe lunetă. Dar dacă merită, atunci totul are sens. Iubesc și sunt iubită la rândul meu de un bărbat extraordinar, căruia în fiecare zi nu ezit să-i declar dragostea mea. Alo, da! Bună! Bună dimineața, mamă! Uite, prin oraș, cu treabă! Bine, hai, te pup! Bine, pa! Sunt singură la părinți, iar ai mei se bazează pe mine, mai ales acum, că sunt mai în vârstă și au și probleme de sănătate. Elena își împarte viața între dezvoltarea iubirii ei, firma de organizări de evenimente și grija pentru părinții ei mai în vârstă. Asta mai ales că tatăl ei, în urma unui accident de mașină, a rămas imobilizat într-un scaun cu rotile. E bine așa. E bine așa? E bine. Da. Să rămână! Bine, bună ziua! Bine ai venit, fata mea! Părinții sunt totul pentru mine și încerc să-i ajut cât pot eu de mult, mai ales că tata se află în situația în care nu mai poate merge. Nu știu ce ne-am face fără Elena. De când a rămas Victor Beteag, nu mai poate face nimic. Eu nu am ce să fac. N-am decât să stau lângă el și să duc totul până la sfârșit. Să fiu alături de el. Hai că te așteptam. Dar ce e cu graba asta, mămică? Păi știi că trebuie să mergem la doctor, da? Și el, noi de-abia ne mișcăm. Știu, dar ajungem mai repede și după aia ce n-ai facem? N-ai nimic, că stăm în mașină, stăm da? În mașină, da, stăm mai în bine, mașină, hai, ai tu. Taca toată ziua. Hai, ajută-mă să băgăm în mașină, hai. Te rog. În urmă cu 6 ani am avut un accident. Un mare mahăr a intrat în mine în timp ce așteptam mașina în stație și m-a nenorocit. Liniștește-te! Lăsați, n-am nevoie de ajutor. Dacă vreau să merg în cârje. Nu, Victor, stai liniștit, posibil. Pentru că nu se poate așa ceva. A zis doctorul să nu te forțezi. De câțiva ani merg din spital în spital, unde am fost operat de 4 ori. Aoleu, da? Femeia lui Dumnezeu! Aoleu, se bine, haide, ajutați-mă! Tu te-am pe partea aia și... Trebuie să mă așa. Haide, încet, da? Încet, ușor, nu forțezi picioarele, da? Că după aia facem numai... Stăm în mașină. Foarte bine ce a zis medicul, că da. Nu ai voie să te forțezi, da, nu ai voie să faci efort. Da. Bine, bine. Haide, încet, cu grijă. Peste 3 săptămâni
o să am o nouă intervenție la coloană, o operație foarte dificilă, dar am toată încrederea în medici. Am speranțe însă că totul va fi bine și că această operație care urmează îi va reda șansa tatălui meu să meargă din nou. Ai grijă la cap? Da. Da, am grijă, am grijă, da. Ușor? Ai grijă la picioare, da? Da, 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 am grijă, am grijă. Gata, sunt bine. Atâta grabă, hai mamă, urcă-te în mașină. Sper să pot merge din nou. Asta îmi doresc. Hai, ce aștepți, mamă? Bagă-te, rog frumos, căruciorul ăla în curte. Da, mamă, ai răbdare, că să mergem acum, imediat mergem. Hai! Mai bine să mergem mai devreme. Ușorul, doamne! Da? Ce-i cu graba asta? Chiar nu te înțeleg. Ce-i cu mamă, graba asta? Mai bine rămânem acolo la doctor și stau eu în mașină și aștept doctorul, da? Pentru că eu vreau să fiu punctuală, da? Și care-i scopul să stai în mașină? Pentru ce? Să așteptăm doctorul, să intrăm. La doctor știi că e foarte greu. La doctor se merge cu programare, nu da. Se stă în fața ușii. Nu, dar stăm acolo și așteptăm decât că sunt posibilități acum de mers, da? Am mașină. Păi, tocmai tu ești cu mașina, dar altădată era mai greu pe vremuri, da? Te duceai și stăteai câte două ore la coadă. Tocmai din cauza asta avem mașină, asta nu înseamnă că trebuie să ajungem cu o oră înainte de programare, da? Da, cu o oră, e mai puțin de o oră. Hai, hai, mamă, hai. Aoleo, doamne, nu știu cum ați trăit voi, dar vremurile voastre cu ale așa noastre... Așa erau, vremurile astea erau mai bune decât sunt ale voastre. Fetița asta a mea mă scoate din minți. Ea e cu programări, cu telefoane, cu... Mă scoate din minți, chiar mă scoate din minți. Dar eu nu sunt așa, eu sunt corectă și punctuală. Hai să atâta ne dăm. Atâta mai grăbit, mi-ai stricat toată ziua. Lasă și tu cu telefoanele tale, m-am săturat de ele. Pe bune, lasă-mă așa. Lasă-mă să conducă. Hai. Calendar. Haide, gata, hai, gata, plecăm. E momentul să îl cunoaștem acum pe Mihai, bărbatul care i-a furat inima Elenei. Să fie oare el impresionat până la lacrimi de gestul iubitei lui? Căușunic. Ce-am frate, ce făcuși, mă, Mihaiță? Stai de capul salutat. Meu. Salut, salut. Ce faci? Ce... Păi, Andrei, nu știu. Uite și tu ce am pățit. Ce făcut, mă, gagicele? Te-a ajuns de domnul? Lasă-mă că n-am chef de prostii de genul ăsta. Și, mă, cine ți-a făcut asta? Ia uite, ruși, căpșuni. Cine? Elena. Elena? Cine altcineva, dar nu e sănătoasă fata asta. De ce, mă, uite, te iubește, ce-i? Da, mă, lasă-mă cu Caterinca ta. Da, mă, ți-a murdărit mașina. Sunt terminat. Șeful trebuie să ajungă într-o oră la aeroport. Cum plec eu cu mașina în halul ăsta? Dacă o vede așa, sunt terminat, mă dă afară. Focoasă rău, fata, să văd ce să zic. Și ia uite. Păi și o lași așa? Cum să o lasă așa, mă, așa, mă, mă, uite, dovadă de iubire, mă. Ce dovadă, măi? Că trebuie, uite, și pe aici mi-a dat cu ruși. Frate, deci nu se poate așa ceva. Uite, m-am murdărit, nu se ia. Ai niște spirit ceva, niște alcool? Bă, nu știu, stai să mă uit. Ajută-mă, că trebuie să duc pe șeful la aeroport. Stai să mă uit în mașină, să văd dacă am. Trebuie să plec într-un sfert de oră. Ce-o fi fost în capul Elenei? E drăguț, e romantic, dar nici chiar așa pe toate geamurile. Vai de capul meu, deci... Mă dă ăsta afară, dacă vede așa ceva. Știi că sunt om serios. Ia, mă, băiat. Ia uite. Te rezolvă, frate. Mersi, mersi, Andrei. Stai să mă apuc de... Apucă-te, tată. Vrei să te ajut? Frate, pe asta ajută-mă și pe mine, te rog, că... Hai, dă-mi cu asta, ajut, hai de cap. Că mă grăbesc și... Să fă, mă, dar sunt și... dacă-ți plac femeile. Dar nu știu, ce-o fi văzut, mă, la tine, mă? Am terminat cu chestia. Ce-a văzut, mă, la tine, mă, că e în vârstă, e tot, ai burtă. Lasă, că... Asta e. Mi-a trebuit gagicuță tânără, frumoasă, dar i-arăt eu ei. Să zic că mersi că nu i-a făcut inimare pe mașină cu oje roșie. Mă, că uite, mă, ce bine că se ia. A? Dar uite ce mizerie face, mă, uite, mă. Păi ce-mi face șeful? Habar nu ai. Cum e pretențios. Nici nu o știi. Lasă-o, îi spui și tu, bă, am ce să-i spun? Ha, uite, mă, ce faci. Dar stai să uite ce idee are și ea. Bă, dacă te iubește femeia și tu nu vrei să-i dai... iubește... Eu zic să-i dai numărul meu dacă tu nu vrei să... Da, stai tu la...
La coadă. De ce, mă, ce? Eu ce am? Nu e de tine. Păi și Alina? Ce părere are Alina despre asta? A? Alina știe? Hai, lasă-mă cu Alina, că nu are ea treabă. De ce, mă? În combinația când... asta. Păi e, de ce? Are treabă? Păi ce faci, mă, ori cu Alina? Mă, Alina e Alina. Așa? Eu am alte chestii acum. Păi ce planuri ai? Că nu te înțeleg. Păi e treaba mea. Păi spune și mie. Elena e ceea ce trebuie. Fata e focoasă. Îmi place foarte mult. Mă vitaminizează. Lu bătrân ce ești tu. Exact ce trebuie la casa. Păi da, mă, uite ce-ți face, te vitaminizează, ia uite ce-ți face. Te pune la muncă dimineața să ștergi parbizul, sale. O să am eu o discuție cu ea. Voilà. Tare gagicare Mihai ăsta. Așa îi trebuie dacă umblă cu una de a putea să-i fie fată. Focoasă rău femeia asta, mă, dacă și-a consumat tot rujul pe tine, nu vreau să știu ce-ți face ție. Păi golanule, mi-ai zis, mă, de treabă. Nu vrei să dai din casă deloc? Ce te-am ajutat, am fost băiat bun, dar tu nu vrei să mă ajuți cu nimic, văd. Lasă-mă că... Da, alo! Bună, iubire, ce faci? Bună, ce să fac? Cred că nu la fel de bine ca tine. De ce? Păi nu știu, ia zi-mi, te ții de surpriză de genul ăsta, da? Bineînțeles! Da, da! Nu te-a surpriza mea? Minunat, să știi, îmi place nemaipomenit de mult. Da, e superbă. Ia zi-mi, e nou, nu? Da, bineînțeles, are și aromă de căpșuni. Da, aromă de căpșuni. Zici da. Tu. Da. Lasă că vezi tu diseară. Auzi, da, m-am gândit, poate și mâncăm ceva. Eu m-am aranjat un salon pentru eveniment, dar mă gândeam că eventual să mâncăm ceva. Da, ar fi o variantă. Ia, stai un pic. Stai un pic. Am un apel în așteptare. Stai așa, mă sună. A, auzi, e șeful. Hai că vorbim mai târziu, da? Bine, hai, închide tu. Ok, te pup, pa. Pa. Tare invidios sunt. Mi-ar plăcea și mie să am o iubită așa focoasă ca Elena. Da, șeful. Da. Ok, în 5 minute ajung la intrare. Da, 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 da. Sigur. Da. Vă salut. Gata, mă? Andrei, mersi mult. Hai că trebuie să... Cu plăcere, tata, hai liniștit. La aeroport. Că... Îți trăiești tu mizerile, da? Da, da, hai că o rezolv eu. Trebuie să dăm astea. Mă ajuți un pic, te rog, să... Strângeți mizerile. Du-te și distrează-te. Băi, mersi mult, rămân dator cu o bere. O lăsăm pe altă dată, că azi ai treabă, da? A, ok, facem așa. Hai, succes! Mersi! Deci Mihai este șofer al unui om foarte important și se iubește cu Elena, dar în discuția cu amicul lui a apărut și oarecare Alina, despre care la cum s-a purtat discuția, bănuim că nu este totuși sora lui. Cât despre Elena, v-ați dat seama deja. Ea este o femeie cu multă personalitate. Bună, iubire! Ce faci, mă, pisimă? Bine, tu ce faci? Bine, ușor, că îmi strici rujul. Da, 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 chiar că are gust de căpșuni. Ce zici? Ai vrea să mergem să mâncăm ceva? Da, îți dai seama, chiar și mi-era foame. Auzi? 3 zile sunt doar al tău. Excepțional, da. Până la alea 3 zile. A plecat șeful la Londra, yeah. Ne facem de cap. Stai puțin. Ce puțin? Până la alea 3 zile puteai să-mi spui și mie, te rog frumos, de ce miroase centura asta alt parfum? Am terminat prostile, la ce parfum? Nu, stai puțin să clarificăm situația, miroase a parfum, care nu este al meu și am simțit imediat ce am tras centura. Pe bune, vorbesc serios? Te rog frumos, măcar dacă cumperi parfumuri, ce? Ce parfum? Te rog eu, ia-și tu ceva de calitate, că te știam băiat cu, razna, cu gusturi fine. Ce gusturi fine, dar nu e nicio... Poți să-mi spui ce înseamnă ăsta? Păi nu e al tău. E aceeași culoare? Ți se pare că e aceeași culoare? Hai, că pe bune ești geloasă acum sau ce? Plimbă blonde și pe mine mă ține acasă? Nu se poate așa ceva, am eu act de cojocului. N-am văzut așa ceva, nu pot să iau nici pe mama cu mine în mașină, că face ea figuri, că e geloasă, că nu știu ce are, o apuc așa. Vreau să știu imediat dacă este firul ăsta de păr! Crizele astea, ce cu fazele astea? Că nu te înțeleg.
Cum adică ce cu fațele astea? Adică, intru în mașină. Mamă, termină. Adică nu, te rog frumos să taci din gură să mă las să vorbesc. Ce faci? Vii cu firul în geantă aici? Deci, te rog frumos. Intru în mașină, da? Iau centura și vreau și eu să-mi o pun, da? Și simt miros de parfum de femeie. Nu te veni cu chip de scandal acum, băi, Elena, pe bune. Găsesc un fir de păr în centură. Înghii toate astea pentru că îmi hrănește și mie ego-ul. Una ca ea să fie așa forță pentru mine mai rar. Dar tu-ți bagi joc de mine așa pe față? Da, mă, că e al tău, mă. Vreau să știu. Nu, deci te rog frumos, vreau să știu. Bine, atunci ai venit cu el în geant. Na. Poftim? Și, nu știu, ai chef de scandal, vrei să ne certăm? Eu n-am chef de... Eu am zis să mergem tu să... Tu crezi că mi-e arde de prostii din astea? Mamă, cum ești, deci nu se poate așa ceva. Nu, te rog frumos, vreau să știu. De unde îți vin ideile astea? Te rog frumos, vreau să știu a cui este parfumul și a cui este firul de păr. Te rog frumos, deci nu există așa ceva. Nu mă face el pe mine. Dacă nu o juc ca el după cum cânt eu, să nu-mi spuneți pe nume. N-am ce să zic, nu e niciun fir, niciun parfum, nu. Vii tu cu faze de-astea la mine, pe cuvântul meu. Chiar încep să devii așa ciudată. Deci, eu știu că-mi cade părul, dar nu e culoarea mea. Vezi, e al tău. Nu este culoarea mea, nu, să știi. Nu e culoarea ta, bine. Nu, nu era culoarea mea. Nu ți-e rușine, mă, chiar poate așa? Poate veni tu pe haine cu el. Ce, de unde? Poate a zburat de undeva, că am avut geamurile deschise. Da, și s-a băgat fix aici, prin firele astea, fine de la centură. S-a băgat firul de păr. Nu mă, am găsit da, și pe jos și pe bord. Și tot de afară vine și mirosul de parfum, nu? Că e așa parfumat, e orașul ăsta de nu se poate. Poți odorizantul. Am un nas fin, ca de soacră. Nu poate să facă o mișcare fără să știu. Și plus că cunosc parfumurile. Scumpe, ieftine. Locul din dreapta este al meu și nu o să-mi-l ia nimeni. Da. Că l-am schimbat. Au, știi ce? Ia, lasă-mă tu pe mine în pace și du-te să mănânci cu cine vrei tu. Ia, hai, vezi-ți de treabă, hai. Elena, unde pleci? Hai. La revedere, hai. Elena, ai luat-o razna, ce ai? Vino înapoi. Pa! Elena! Elena este o fire năbădăioasă și în cazul ei nu prea merge cu zăhărelul. În plus, când se enervează, nici nu-i trece repede. Alo? Bună! Ce faci, Rux? Pe unde ești? De la mall. Mi-am luat două rochițe super și vroiam să-mi chem un taxi să mă duc spre casă. Hai, nu te duci acasă că vreau să mă văd cu tine. Sunt foarte supărată, m-am certat cu Mihai și trebuie să povestim. Ruxandra este cea mai bună prietena mea. Am mare nevoie în momentele astea să discut cu ea. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Trebuia să ieșim și noi ca oamenii la masă și ce crezi? Urc la el în mașină și eu liniștită și dau să îl pup, îl salut, îl pup, dau să-mi pun centura și ce crezi? Miros de parfum, mamă, dar ducneamă centura aia, miros de parfum, pe cuvântul meu, zău! După aia arunc privirea și ce crezi? Găsesc un fir de păr, blond. Câteodată nu înțeleg de ce mai sunt un cuplu, că jumătate din timp se ceartă, iar cealaltă se împacă. Mă, Rox, și eu sunt blondă. Da, parcă nu era aceeași nuanță de blond, adică clar nu era firul meu de păr. Și a început că sunt nebună, că sunt obsedată, că îl enervez cu astea, că vezi, Doamne, el merge cu geamurile deschise, auzi, și poate a zburat de afară firul ăla de păr. Păi, eu ți-am spus să lași în pace că nu este de tine. Tot timpul ți-am spus asta. Ar trebui să-ți găsești pe cineva mai bun decât el. Hai, mă, Rux, că știi că nu e așa, țin foarte mult la el și știi că nu poți să renunți așa cu una, cu două. Ceea ce mi-a făcut Mihai, nu pot să împărtășesc cu altcineva. Roxandra este singura persoană care ar înțelege situația. Sunt foarte supărată, sunt nervoasă, mi-e foame, nu mai pot. Deci cred că o să ajung să mă îngraș pe bază de stres. Te rog frumos, hai să ne vedem, să mergem să mâncăm ceva, să mă liniștesc și eu puțin și mai vedem ce-o mai fi. Când începe Elena să vorbească, nu înțeleg absolut nimic. Trebuie neapărat să mă văd cu ea și să o liniștesc. Și în cât timp vrei să ne vedem? Nu știu, mami, în jumătate de oră, 25 de minute, nu știu. Că să văd traficul cu mine, hai că sunt nervoasă și nu mai... Pe cuvântul meu nu mai uite, mă și bâlbâi, nu mai pot vorbesc. Pă bune, hai. Hai să ne vedem și... Bine, ne vedem acolo. Bine, hai. Hai, Rux, te pup. Ceau.
Chiar dacă a trecut ceva vreme până să se întâlnească cu prietena ei, Ruxandra, Elena ajunge la întâlnire la fel de nervoasă și, ca să se descarce de energii negative, mănâncă cu dușmănie parcă o salată până la venirea micei sale. Mi-ai luat și mie salată de pui, da? De pui? Ia loc, poftă bună. Ia zi, ce s-a întâmplat? Ce ți-a mai făcut Mihai? În primul rând, îmi cer scuze că nu te-am așteptat, sunt foarte nervoasă. Așa. Și am simțit nevoia să mănânc înainte. Da. Ce să-mi facă Mihai? Bănuiesc că are pe cineva, o fufă blondă. Elena e tare dură cu Mihai, mereu îi face scene de gelozie, dar nu știu de unde îi vin ideile. De unde știi? L-ai văzut? Draga mea, trebuia să mă văd cu el. De fapt, m-am văzut cu el. Am urcat în mașină, l-am salutat, l-am pupat, cum se face, nu? Da. Și dau să-mi pun centura. Și mi-am trecut așa, pe lângă față, că na, vine de aici până aici. Și am simțit un miros de parfum puternic, care nu seamănă cu al meu, nu avea nicio legătură. Întorc capul, mă uit la centură și din firicelele alea foarte fine, știi cum e făcută centura? Văd un fir de păr, blond. Mă uit la părul meu, mă uit la firul ăla. Nu e aceeași nuanță, mai lung ca al meu. Și zic, Mihai, te rog frumos, ai putea să-mi așa spui și mie ce facem aici? Adică ne batem joc așa pe față. Da, o mama e de treabă, ai pe bune? Și mi-a zis că sunt posesivă, că sunt obsedată, că îl controlez, că nu știu ce. Și auzi la el, scuză, penibilă, că el merge cu geamurile deschise, da? Și că poate a sărit firul ăla de păr de afară. Zăpăcită mai ești, până la urmă el e șofer. E normal să plimbe cu mașina blonde, brunete, roșcate. Ce te-a apucat? Auzi, știi ce? O fi el șofer. Dar eu mai știu ceva. Șeful lui mă simpatizează foarte tare. Nu știu, poate o avea bucurii la mine. Nu zic, nu știu, nu mă interesează. Însă, sunt singura persoană de sex feminin care are acces în mașina respectivă, în locul din dreapta, da? Adică, indiferent pe cine ar duce cu mașina, va sta întotdeauna în partea din spate, da? Și telefonul l-ai verificat? Când ți-ai verific telefonul? Pentru că m-am enervat foarte tare și mi-am băgat picioarele în ea masă și am plecat. Și uite, am venit să mănânc cu tine. Cu bărbații așa trebuie să te porți. Ei mai scuturi puțin din când în când ca să știe cine e șef. Pe el l-ai întrebat, l-ai lăsat să-ți explice? Rău, tocmai ți-am spus. I-am cerut o explicație ce e cu parfumul și ce este cu firul de păr. Și ți-am spus explicația. Tot cum reacționai în locul meu, nu știu. Eu aș fi lăsat garda jos ca să văd ce are de spus. Tu sigur ești prietena mea? Da, normal. Doar ne cunoaștem de atâta timp. Mi se pare că avem păreri diferite în momentul de față. Ar trebui să găsești o cale de mijloc. Să lași să-ți explice ce s-a întâmplat. Tocmai ți-am spus, da? Că a avut șansa să-mi explice. Da? Păi când? Că ai coborât Val Vârteș din mașina lui. Repet. Tu ce ai fi făcut în locul meu? Ce făceai? Îl lăseai să vorbească, așa, și? I-aș fi găsit o circumstanță atenuantă. O circumstanță atenuantă? Da. Cu parfum și fire de păr. Păi... Bravo, fata mea. Păi de asta ești singură. Eu nu aș putea să învârt un bărbat pe degete așa cum face ea și unul mai cu experiență, că sunt 13 ani diferență de vârstă între ei. Adevărul mereu iese la iveală, nu trebuie să-ți faci griji. Poate găsești păi pe un tricou de-al lui niște urme de ruși și atunci îți dai seama. A ieșit adevărul la iveală. Cum să nu? Ca firul de păr din centură. Exact așa ieși și adevărul, mai ieși și firul de păr. Poate mai avea fond de ten pe tricou. Ai verificat? Fond de ten pe tricou? Da. Asta era ultima. Mă turam cu el asfaltul dacă găseam și așa ceva. Așa am mai scăpat cum am mai scăpat. Dar eu încă rămân în gardă, pentru că eu am impresia că ceva se întâmplă. Deci ai de gând să te ții în continuare tare pe poziții. Bineînțeles, dar ce crezi? O să stau așa cu mâinile în sân și... Vai, logu, Mihai, știi, îmi pare rău că te-am întrebat. Cum? Cum e posibil așa ceva? Bărbații mai calcă pe bec din când în când. Da? Pe mine m-a călcat pe lustră de data asta. Dacă m-aș lua după ideile Ruxandrei, cred că m-ar face cârpă orice bărbat. Nu-mi permit așa ceva. Să-l fi văzut ce față avea?
Când am coborât din mașină și am tăiat-o, știi cum? Nici n-a apucat să... Deci striga după mine, nu știu dacă m-a mai văzut în raza lui. Scuză-mă puțin. Doamne, ce deci s-a întâmplat? Am 20 de mesaje. Așa, 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 așa. Uite, îmi scrie acum. Nu se mai oprește. Așa, mă, băiatule, bagă, bagă să scadă degetele, că așa meriți. Știi cum? Așa te las, în plop. Scrie, scrie, scrie că e bine, e bine. Scrie. Păi dacă îți scrie, asta înseamnă că te iubește. Pupici, inimioare, chestii, mai sus, texte, scuze. Dar mai lasă și tu de la tine. Ce să las, mă, fetiță, de la mine? Lasă de la tine, lasă-l să îți dea o explicație. El te iubește și vrea să se întoarcă la tine. Da? Și de-aia plimbă fufele că vrea să se întoarcă la mine? Păi, știi și tu cum e. Bărbații umblă după mai multe, dar iubesc doar una. Mă faci... Adică, de fapt, nu știu cum să reacționez. Când te ascult ce-mi spui, mi se ridică părul în cap. Ce mi s-a ridicat mie părul în cap și mi s-a făcut freza pe spate când am văzut alea în mașină? Dar acum ridici și tu tensiunea. Pe lasă. Cuvântul meu. Au, știi ce? Eu am venit aici... Am venit aici să vorbesc cu tine doar ca să mă liniștesc. Că se pare că n-am... Păi eu mereu am darul de a te calma. Tu ești mai pașnică, tu ești mai liniștită, tu ești... Eu sunt alt caracter, eu sunt mai vulcanică, locul din dreapta e al meu și basta. Nu facem țigănii din astea. Mihai ar trebui adus puțin cu picioarele pe pământ. Este prea sigur pe el. Păi cum adică? Tu crezi că așa merge? Adică lași semnele la vedere? Păi mă, ai bun simț, bă, băiatule, măcar fă curățenie mașina aia. Pe bune? Hai că iar îmi scrie, disperat acum, nu mai poate. Și s-a oprins cărcuiele după tine. Da, 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 și mie mi s-au oprins airbag-urile când am văzut. Nici nu mi-am bag în seamă două, trei zile. Poate să-mi scrie și poezii și romane de dragoste. O să-l las să fiarbă în suc propriu. Ia, diseară vin pe la tine. Și mi-ar scârbă. Să vină, fată. Ce, nu-l las eu? Dar cine-i deschide ușa asta? Că eu de lăsat să vină, îl las, că doar... Na. Și doar nu o să-l lași să stea pe la poartă. Poate-ți cântă și o serenadă. Ai fi surprinsă ce sunt eu stare, spa. O, știi ce? Ai treabă? Nu. De ce întrebi? Uite, mă gândeam că poate vrei să mergem la un film, să ne mai destindem puțin. Ce zici? Păi, da, și așa nu am ce să fac acasă. Hai să mergem. Perfect. Aici am achitat eu. Hai. Oh, dar ce generoasă ești. Ca întotdeauna. Dar nu scap. Data viitoare știi că plătești, adică nu. Recunosc, e recepționera de la noi, de la firmă. Așa, mai zi, mai IT, zi. Deși recunoști. Nu am nicio treabă cu ea. Am luat-o odată să duc până la metrou. Nu și mă tu, băiat așa, bine cum ești tu, să cucerești o fată ca ea. Că e top femeia. O adică, prietene. Scuză-mă și... Da. Asta înseamnă experiență, tati. Îl simt panicat, ți-am spus. Dar eu știi ce aștept? Sunt nerăbdătoare, nu mai pot, arde sângele în mine. Aștept inelul. Mihai este iubitul meu, spune-mi, te rog frumos, doamne, cine ești? Cum cine sunt? Că eu i-am timp toată ziua să stau aici, că mă bate soarele în cap, vorbește mai repede odată, Mihai! Cum adică vorbește mai repede odată, măi, fetiță? Hai cu coană, zi! Am mințile în cap, sunt soția lui de 15 ani de zile și mama copilului nostru. Discuția cu Ruxandra a avut menirea să-i permită Elenei să-și verse năduful, dar până ca ea să revină la sentimente mai bune față de Mihai, de obicei durează, iar Mihai trebuie să muncească pentru asta. Aulă! Ce cauți aici? Ce faci, iubițicană? Care mănâncă inima la micul dejun, prânz și cină. Foarte bine, foarte bine face. E sătulă. Iubițica este sătulă. Am luat micul dejun astăzi, iau și serios? Prânzul. Sigur. Mă termină, pe bun. Au, știi ce? Bine. Te rog frumos, ia-ți tu inimioara și florile de aici și du-te la blonda ta supremă, știi da? Că nu... Știu singura mea, da? Știu că Elena mă joacă pe degete, însă chiar îmi plac femeile astea focoase cum e ea. Eram sigură că mă trezesc cu el la poartă, la cât rejecte am dat astăzi.
ești preferata și ești unica mea iubită. Așa? Da? Da? Și deci cu... nu există altcineva. Termină cu chestiile astea. Uite, ți-am adus preferatele tale. E posibil să duci blondei. Nu, sunt pentru tine. Da? A, îți plac blondele un pic mai închise, așa, nu, ca mine. Nu, îmi place de tine. Da? Tu ești singura, nu există altcineva în viața mea, da? Ca să știi. Termină cu prostiile astea. Te rog frumos. Chiar... Ce-mi se pare aiurea? Nu am starea necesară acum să stau să mai dezbat. Ți-am zis, ia-ți florile, ia-ți micul dejun, ia-ți prânzul și ia-ți și cina. Cu tot cu blonda ta și nu mai rânji la mine. Da, da, da. Te rog frumos, da? Ce-i cu blonda? Păi, să-mi spui tu ce-i cu blonda. Da, bun. Hai. Ce să spun? N-am ce să spun. Recunosc, e recepționera de la noi, de la firmă. Așa, mai zi, mai IT. Zi. Deși și recunoști. Nu am nicio treabă cu ea. Am luat-o odată să o duc până la metrou. Și ce? Tu așa om cu inimă mare, ai pus-o fix pe locul din față în dreapta unde păi știm... Și unde vrei să o pun? Pentru că în spate aveam bagaj, da? Uh-huh. Ce vrei, să o pun în portbagaj sau cum? Am făcut un gest frumos, fiind colega, na. Așa? Ce, hai mai dezvoltă cu colega, mai zi de colega asta că... prin ploaie. Da? Mi se pare chiar aiurea. Te interesează pe tine? Doamne, dar ești nemaipomenită, pe cuvânt. Se pare că trebuie să-l iau puțin tare. Ca nu, care cumva să mă lase pentru alta. Dacă e geloasă, înseamnă că mă iubește. E tânără, frumoasă. Ce să mai zic? Sunt un norocos. Auzi, când te am pe tine și când simt ceva pentru tine, da? Corect, corect. Păi, dacă ai o blondă, de ce să n-ai două, nu? Corect. Nu, că nu fac colecții, crede-mă. Mi se pare da? Corect. Mi se pare corect. E bun, adică poți să stai liniștită din punctul ăsta de vedere, nu-ți face griji. Am stat liniștită și uite ce s-a întâmplat. Dar nu s-a întâmplat nimic, totul este în imaginația ta. Pentru că ești geloasă, dar pe mine mă bucură chestia asta. Sunt geloasă, nu? Dacă ești geloasă, înseamnă că ții la mine. Aha. Și nu te-am înșelat și nu te voi înșela. Da? Ei bine, atunci, cum ar fi? Să găsești și tu, nu știu, o cămașă uitată în mașină sau un obiect. Hai, nu, o cămașă e prea mult, că nu mă întind. Un obiect, o umbrelă, husă de telefon, nu știu, portofelul unui coleg care i-a căzut accidental pe scaunul meu din dreapta pentru că, ce crezi, atât de tare ploua afară. Hai coda în diverse și nu-mi place. Și mi-era atât de milă de el, nu mai puteam. Deci nu mai puteam de mila lui. I-am zis, dragul meu coleg, te rog, poftește la mine în mașină, aș vrea să te duc la metrou. Bun, interesantă povestea, dar nu ține. Mă fierbe ca pe un pui în oala sub presiune, însă îmi place chestia asta. O ador. Nu, cred că povestea ta nu ține. A mea este mult mai valabilă decât a ta. Să verificăm. Gândește-te oricând. Cum ai reacționat tu dacă ai intrat la mine mașină și ai găsit tot felul de semne. Parfum de bărbat pe centură, alea. Cum ai reacționat? Și nu te mai uita cu privirea aia așa... Păi aștept să termin, pentru că am venit aici cu un scop, da? Care scop? Uite, să... Scopul și durata vizitei, te rog. Ceva frumos. Așa. Poți să te speli pe cap cu ele. Da? Și să înțelegi că... Sunt preferatele mele? Da. Trandafirii, da, dacă crinii se duc la mort. E o încăzvie. Măi, e un buchet. Acum, na, nu sunt florar. Mi se pare o combinație frumoasă. Nici florar, nici gagicar. Acum știi cum e, gestul contează. A venit cu un buchet de flori. Se așteaptă să-l primesc în casă. Să aștepte. Până-l chem eu. Hai, mai e ceva de spus? Sincer că nu stau bine cu timpul. Mă grăbesc și mai stau și cumpărăturile astea în brațe, să te ascult pe tine, n-are rost, hai. Da, știi, eu vreau să rămân la tine, să stau cu tine. Pardon? Păi de-am și venit. Ce idee bună. Îmi pare rău, însă, după cum foarte bine știi, situația la mine în casă este complicată, dar știi foarte bine. Bine, am înțeles, ok. Nu mai deschidem subiectul, că n-are rost, da? Uite, astea sunt pentru tine și ți-l ofer cu tot dragostea mea. Și te rog să înțelegi situația și să mă scuzi. Acum între noi fie vorba, mă abțin cu greu să nu-i sar în brațe. Însă consider că trebuie să simtă și el puțin. Uită-te la mine, uită-te bine la mine. Dacă am luat buchetul ăsta în brațe, nu înseamnă că te-am iertat. Ține bine minte. Da? Ok. Bun. E clar. Și dacă vreodată, dar vreodată în viața asta, eu mai aud de fufa asta blondă, oprind în mașină, pe lângă mașină, respirând lângă mașină, cu mine e terminat, da? Să bine, fie bineînțeles. Gata, hai, așa rămân, hai, te pup.
Sigură de faptul că într-o relație femeia trebuie să aplice tot felul de tehnici, Elena nu a lăsat de tot garda jos. Probabil consideră că așa cum își va așterne acum, așa va dormi toată viața. Seară, mâna! Bună seara! Vai, ce flori frumoase! Ce faceți, dragilor? Doamne, de unde le ai, draga mea? De la Mihăiță. Wow, ce flori frumoase! Hai că mă duc eu repede să aduc baza, să le punem în apă. Ajută-mă! Mulțumesc! Bravo! Bine, mă! Tăticule, bună seara! Ce faci? O floare între flori. Da. Mulțumesc! Ce faci? Elena este un copil tare cu minte și descurcăreț. Nu știu ce ne-am fi făcut fără ea. Cum te simți? Zică bine, dar se poate și mai bine. Cum ți-a fost astăzi? Spune-mi cum te-ai simțit azi, cum ți-a fost azi? Am mai avut ceva dureri, dar am mai ieșit cu cârjele, am mai ieșit puțin pe afară, am făcut câțiva pași, am venit înapoi. E ok. Ce mă bucur. Foarte bine. Uite, da. Vezi, ușor, ușor o să-și revină lucrurile în urmă. Să știi că mi-am pus baza în următoarea operație și cred că până în primăvară o să ai șanse să mergi din nou. Să dea Dumnezeu, să fie bine. Nu mai fi supărat, o să fie bine. Și sunt optimist. O să depășim și momentul ăsta. Da. Ieși afară. Ce flori frumoase, Doamne, nu pot să cred. Ce frumoase sunt. Da, într-adevăr sunt super. Hai, vino, că ți-am luat, așează-te aici, că ți-am luat locul. Hai, mamă, stai și tu aici. Da. Prăjiturile mele preferate. Servește. Sunt foarte bune. Tata n-a văzut să mănânce. E zis de laptop. Nu i-am zis, îi zic acum. Despre ce este vorba? Măi, laptopul meu cam face figuri. Așa. Când îi dau drumul, se deschide greu, chiar odată mi-a mirosit chiar a ars. Da? Se încălzește foarte repede, e foarte vechi. Ar fi o idee mai bună, să cumpărăm un calculator? Să înlocuim laptopul, să cumpărăm un calculator? Uite, l-am plasat aici undeva. Da? Și cred că te-ar ajuta mai mult. Ce zici, mă? Nu, potoliți-vă. Noi avem o operație de făcut, nu știm cât costă, da? Nu putem să cheltuim aiurea acum. Nu putem, nu ne permitem asta. Operația costă foarte scump, da? Urmează o operație grea, decisivă pentru Victor. Sper să fie bine și să meargă din nou. Sper ca totul să meargă bine și să pot merge din nou. Mă doare sufletul. Că depind de fiica mea și de soția mea. Bine, hai să vedem cum facem. Uite, tăticule, îți las laptopul meu pentru ziua de mâine. Al cursuri, ai spus, nu? Da, am înțeles. Drăguță. Dacă poți să te lipsești de el, sigur, ar fi minunat. Ți-l las mâine, pe al meu. Este instalată aplicația, fără probleme. Okay. Și eventual dau și niște telefoane, pentru că mai am așa ceva prieteni care se ocupă cu reparații, telefoane, laptopuri, televizoare, știi cum e. Așa. Nu mai pomenit. Da? Ar fi bine dacă s-ar repara. Da, și uite, încercăm să-l reparăm. Și după aceea... În cazul în care nu reușim să-l reparăm, mamă, îmi pare rău, va trebui să cumpărăm un calculator nou, da? Dar măcar facem o încercare. Asta se va face după operație. Sunt profesor de matematică, dar de când nu mai pot să merg, a trebuit să renunț la catedră. Și acum fac meditație cu câțiva copii. La început nu a fost de acord ca tatăl meu să susțină aceste meditații online, însă nu se simțea prea bine, intrase într-o stare de depresie, așa că i-a fost mai bine. Mai mănânc încă o prăjitură? Da, mamă. Și mă retrag să fac un duș. Da? Sunt excelente, Doamne, să dea Dumnezeu sănătate. Am fugit? Să-ți fie de bine, mamă. Bine. Auzi, mama, nu mănânci nimic? Am făcut sămăluțe în foi de viță, sunt foarte bune. Haide, mănâncă, că nu prea mănânci, văd, că mai mult nu mănânci. Mergi așa și irosești timpul, ești cam slabă. Știi că nu mai mănânc la ore târzii, dar îți mulțumesc din suflet. Dar să știi că sunt foarte gustoase sărmănuțele. Mă retrag. Hai să vă pup. Mă duc să fac un duș. Și să mă întind un pic în pat, că sunt obosită. Bine, mamă. Și vă doresc noapte bună, să vă culcați și voi, da? Da. Da? Aveți grijă. Da. Hai. Da. Vă pup, da? Te pupăm și noi. Da. Tot ce îmi doresc este ca soțul meu să poată să meargă din nou, să fie ca înainte și fiica mea să se căsătorească. Părinții mei nu trebuie să știe chiar tot ce fac eu în timpul meu liber. Important e că ei sunt bine, de restul mă ocup eu. Elena este într-adevăr o femeie hotărâtă, care se ține pe poziții în orice împrejurare de viață. Dar și Mihai este un bărbat ambițios. Ce își pune în cap, de obicei, realizează, chiar și pe furiș. Eu
cred că ar înnebuni tatăl meu dacă ar afla că Mihai a venit peste noapte aici la mine și a mai și rămas până dimineață. Doamne, ce tupeu ai! Zău așa! Hai, fătești utilia laptopul al meu, care mâine tata nevoie de el. I s-a stricat al lui și vezi dacă are Skype pe el instalat. Hai, fătești util, te rog eu. L-ai verificat? Păi nu știu. Ce te-am rugat? Bine. Cam așa se desfășoară relația mea cu Mihai. Mai pe la hotel, mai noaptea pe furiș. Până nu ne căsătorim, nu am nicio șansă să-l aduc în casa părinților mei. Dacă ar ști tatăl Elenei câte nopți am petrecut eu aici cu fata lui, dar ce nu știe, nu poate să-l afecteze. Ai terminat, fata? Da, uite, e funcțional. Perfect. Vezi acolo, în dreapta jos, că este un folder, scrie vacanță. Deschide-l, te rog frumos. Vacanță? Da. Așa. Thailanda? Thailanda. Ah, vrei să mergem Hai, deschide-l, deschide-l, uite-te, sunt toate detaliile acolo. Două săptămâni? Două săptămâni. Mă, iubi, mă. Ce hai de iubi? Păi două săptămâni e mult. Sunt șoferul unui om de afaceri. Nu pot să-mi iau liber când vreau eu. Două săptămâni să petreci cu mine este mult? Mihai. Mai, mai luat așa, adică, cum să zic, două, trei zile, o săptămână, aia aș putea. Cum te-am luat? Nu tu mi-ai spus că șeful este plecat 15 zile din țară? Da, sau este, 14, da. Mă rog. Hai. Da, 14, 15, nu contează, ideea că nu pot, că mai am și alte lucruri de rezolvat pentru el. Adică mă ocup, îți dai seama, în lipsa lui, cine ține? Sunt mâna lui dreaptă. Și când mi-ai spus de plecarea lui, erai foarte încântat că te eliberezi și tu în sfârșit și că ai timp pentru tine și... Da, acum te-ai răzgândit sau...? Nu, nu m-am răzgândit, dar două săptămâni e imposibil. Nu știu ce să zic. Acum... Chiar atât de mult îți cer, Mihai? Două săptămâni să petreci cu mine? Da, serios? Hai mă, iubi, pe bun. Nici nu hai mă, iubi! Înțelege că... Ce să înțeleg, Mihai? Aoleu, bine, hai că, nu știu, fac tot posibilul. Păi cum faci tot posibilul să te furișezi la mine în camera noaptea? Cred că poți să faci tot posibilul să fii și în Thailanda. Cred zici? Că singura soluție este să mă clonez, adică... Dar de dragul tău, cred că o să fac și pe asta. Hai, nu mai fi așa. Am împins și te rog. Hai, bine. Te rog, fă-i ceva. Hai, că văd de cum. Până la urmă, Mihai a îmbunat-o pe Elena, cu care petrece întreaga noapte. De înțeles că dimineața nu o prinde pe Elena în cea mai bună formă. Bună dimineața! Bună dimineața, mama! Hai, dă-i o cafea. Stai, dă-o. Miroase a cafea, doamne! Da, 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 e foarte bună. E dimineața, foarte așa, da, da. Și? Cum a fost? Azi noapte ai dormit? Sincer să fiu, nu prea. M-am uitat la un film și m-a prins atât de tare încât am stat, cred că, până pe la 1 dimineață. Walking în film. Dar una peste alta mi-a plăcut. Nu o să-mi placă oboseala care se va lăsa peste ziua de azi, dar... Dar cam am auzit niște zgomote în cameră la tine. Mi s-a părut că... Da, de la film. Bine, mama, nu mai dai și tu sonorul așa de tare, că chiar se auzea foarte tare. Apropo, ia spune, mama, te-a interesat cât costă operația? Da, m-am interesat și o să fie în jur de 4.000 de euro. Am vorbit, deja mi-au trimis și factura pro forma pentru ea. Nu mi se pare cam scumpă. Mamică, nu știi că eu rezolv întotdeauna? Îmi pare așa de rău. E toată situația asta, nu știu ce să zic, dar e mult. Gata, mamică, nu te mai necăji. Nu te mai necăji, ți-am spus că rezolv eu. Te rog, liniștește-te. Da, mamă, dar e mult. E foarte scumpă operația. Mi se pare foarte scumpă. Probabil că te liniștești dacă ți-a spus că rezolvi eu, rezolv eu. Da, Elena a fost cea care s-a agitat atunci când s-a accidentat taică-s-o. Ea a mers pe la poliție, a rezolvat toate problemele și Dumnezeu ne-a ajutat să mergem mai departe. Cu ce am greșit ca să-l văd eu pe bărbatul ăsta al meu așa, în halul ăsta? Ce suntem noi vinovați, Doamne, și dacă el se va face bine, nu știu, să dea Dumnezeu să se facă. Eu am încredere în medici, dar, nu știu, mi se pare o povară foarte grea. Gata, mămică, te rog frumos, liniștește-te.
Crezi că mie... Ai un om bolnav și... Mama, crezi că mie mi-e ușor să-l văd pe tata în situația asta? Știu, mamă, că datorită ție noi și avem mare noroc cu tine. Și dacă ne plângem, ce rezolvăm? Așa este, așa este, da. Problema este tot acolo. Noi putem să ne plângem până mâine dimineață. Așa este, poate cu ajutorul Dumnezeu ne va ajuta să mergem mai departe și să se facă bine, să pună pe picioare, să fie la fel cum a fost, măcar pe jumătate poate, nu? Dar să-l văd că se mișcă singur și nu mai depinde de cineva. Nu știu ce ne-am fi făcut dacă n-am fi avut-o pe Elena. Este lumina ochilor noștri. Nu știu ce ne-am fi făcut fără ea. Trebuie să te las. M-am pregătit, vezi că am coborât din cameră direct aranjată. Mă duc la o întâlnire pentru un botez. Și sunt puțin pe fugă, dar mă bucur că am stat de vorbă. Da? Și ne auzim mai târziu. Și e fetiță sau băiat? Fetiță. Ah, ce frumos, ce frumos. O să am o zi bună, așa că mă retrag. Da. Și te pup și ne auzim mai târziu, da? Da, da. Bine, da, hai, da. Te pup. Bine, pa, pa. Uite eu și o banană pe mine. Așa, foarte bine. Chiar dacă în fapt Elena s-a împăcat cu Mihai, asta nu înseamnă că ea și-a șterne sufletul pe o tavă în fața lui. Nici vorba. Pentru Elena, o relație nu înseamnă altceva decât o permanentă poziționare în raportul de forță. O tactică pe care deja știm că Ruxandra o consideră greoaie și deloc constructivă. Hai că avem o grămadă de treabă astăzi. Trebuie să luăm cruciulițe. Mărturii. Avem de sunat oamenii pentru candy bar. Trebuie să sunăm și animatorii. Doamne, câtă treabă avem. Da, ne descurcăm, le facem pe toate. Eu chiar îmi doresc ca primul meu copil să fie fată. Tu ce vrei? Nici nu contează ce vreau. Important ar fi ca Mihai să nu se mai panicheze pe tema asta și să-și dorească copii. Și câți copii vrei să ai? Dacă ar fi după capul meu, i-aș face 4 deodată. Oricum, am discutat despre treaba asta cu el și i-am zis că aș fi dispusă să fac și o fertilizare in vitro, dacă e. Doamne, tu ești culmea. Cum să-i faci 4 copii? Orice bărbat s-ar speria și și-ar lua tălpășița dacă îi spui că o să-i faci 4 copii dintr-un foc. Teoretic, o să faci doar 3 dintr-un foc. Tripleți. Pe al 4-lea le faci după. Însă... Îl simt panicat, ți-am spus. Dar eu știi ce aștept? Sunt nerăbdătoare, nu mai pot arde sângele în mine. Aștept inelul. Deci nu mai am răbdare, cred. Păi, eu zic să mai ai puțină răbdare, că oricum situația voastră e nițel cam complicată. Da, măi, Rux, dar cât să stau așa? Cât să... Adică... Pot să dau lecții în materie de bărbați. Nu am umblat eu cu foarte mulți, însă cu Mihai... Fiecare zi este o adevărată provocare. Ar fi frumos să te ceară la Paris. Ar fi frumos, rog, să mă ceară oriunde. Sinceră să da, mă. Dar Parisul, știi, orașul dragostei. Lasă-mă cu romantismele astea. Și la nuntă vrei o trăsură trasă de cai albi? Lasă trăsura. Stai puțin că vreau să verific ceva. Ce să verifici? Vreau să verific ceva, stai puțin. Poftim? Ce-a fost asta? Nu mă așteptam la așa ceva. Ce se întâmplă? Elena, te rog să-mi spui ce se întâmplă. Ce-a fost asta? Am verificat să văd dacă este motorul rece sau cald. Păi, cum așa? Am rămas mască, nu am auzit în viața mea să-i verifici unui bărbat capota mașinii. Ruxandra este cu totul alt gen. Ea este mult mai blândă și mai pașnică, se lasă condusă, eu nu permit așa ceva niciunui bărbat. L-am verificat să văd dacă motorul este rece sau cald. Să-mi dau și eu seama, a fost plecat, n-a fost plecat, care-i treaba? Ești obsedată? Așa îl verifici tu pe Mihai? Rux, te rog frumos să încetezi cu afirmațiile astea. Eu știu foarte bine ce fac și nu cred că e cazul să-mi țin morală, da? Și Mihai știe că îl verifici non-stop. Da. Mihai știe că... Cum să știe Mihai, mă? Păi, tiță că îl verific. Uite,
Cum adică să știe că îl verific? Păi îl mai verificam dacă știa? Ca relația asta să fie ok, întotdeauna trebuie să fiu cu un pas înaintea lui. Elena mă lasă mereu perplexă cu ideile ei nebunești. Duci chestia asta la extremă. Rux, am discutat deja, ți-am povestit despre ce e vorba. Nu cred că are rost să mai lungim povestea. Hai că mai avem puțin și aproape am ajuns. Ne e greu să decidem dacă Elena procedează corect sau nu, însă cert este că felul acesta de abordare îi poate stârni pe mulți bărbați, iar Mihai este cea mai bună dovadă în acest sens. Alo! Bună, ce faci, PC? Pe unde ce ești? Ce să fac? Uite, mă pregăteam să mă duc să iau niște materiale. Am nevoie de baloane, de tot felul, obiecte decorative. Și voiam să mă duc până la depozit după ele. Am înțeles. Tu ce faci? Păi hai că... mă cam plictisesc pe aici. Hai că merg și eu cu tine. Că stau aici, nu știu, mă plictisesc așa de moarte. Șeful are treabă cu mine pe la ora 7 seara și până atunci n-am ce să fac. Am înțeles, eu știu ce să zic. O iubesc mult pe Elena și chiar dacă uneori mi-e greu, chiar foarte greu să mă împart, nu aș renunța la ea pentru nimic în lume. Mai, dacă nu poți și nu poți, asta e, o să ies la o cafea cu blonda de la firma de IT. Ce, mă? Pardon? Dar ție nu ți-e rușine? Deci, pe bune, chiar nu vrei să știi ce-ți fac dacă mai miros pe aia pe lângă tine? Eu zic mai bine să stai departe. Ok, bine. Păi atunci te aștept. Ok, bine, asta e tot ce spui? Hai pe bune, vin în 10 minute. Pa. Bine, pa. S-a obrăznicit rău, Mihai. Cum adică să-mi spună mie că iese la cafea cu creatura aia blondă? Ce s-a mutat? Oh, salut. Ce să fac? Pe cine aștept? Pe Japon? Sau? Nu, așteptam pe Elena. Oh, la Elena? Da. Bravo, tata, nu are treabă până la ora 7 seara. E bine, las. Și mă plictiseam pe aici. E bine, lasă, să nu... să ai grijă de ea. Fiecare moment e important cu fata ca ea. Ce-o fi văzut fata asta la Mihai? Deci pierde tinereța cu el. Andrei e un pic invidios, dar ce să-i faci? Nu întotdeauna tinerețea este un avantaj. Și experiența are calitățile ei. Mă, dar te întreb și eu ceva așa, prietenește. Cum ai reușit, mă, tu... băiat așa bine cum ești tu să cucerești o fată ca aia, că e top femeia, mă, adică, prietene. Scuză-mă, și da. Asta înseamnă experiență, tati. Crezi că de vrăjeală e, dar nu, cum să... Nu știu, n-am cum să te ajut. Ține de tine. N-are și ea o prietenă, ceva, că... Uite, dacă tot vrei tu să intri așa într-un cerc cum trebuie, ar fi cineva, ar fi o fată, Roxana. Înaltă, frumoasă, elegantă, stilată, tot ce trebuie. Înțelegi? Îmi place și mie. Da, acum să vedem, nu știu dacă o să-i placă și ei de tine. Plus că nu știu dacă e liberă, dar aflăm. Înțelegi? Lasă-mă că asta ia e. Să vină, că după și mai dacă ai papagal și tot ce mai trebuie pe tine, înțelegi? Se rezolvă. Hai că a venit Elena. Te salut, vorbim. Salut. Te rog. Ce faci, mă, pisiu, măi? Hai că te-am așteptat ceva. Ai comandat o blondă, ți-a venit o blondă. Hai păi să mergem. Ce să faci? Mihai se joacă cu focul. Dacă află Alina, s-a terminat. Ce repede ai ajuns? Bineînțeles, eram prin zonă. Și ai avut mare noroc. Da. Că am reușit să te iau și pe tine. Pentru că altfel, cel mai probabil, cred că te lăsam cu blonda ta supremă. Da, păi m-am mirat și eu. Ai rezolvat și cu depozitul și cu toate astea. Da, mă, dar iubito, înțelege acum, Ana, că eu nu mai am răbdare și nu să stau răbdare, acum să iau de, de la început, să ies cu altcineva, să cresc relația, să lugu-lugu, la mall, la film, la nu știu pe unde... Și tot așa. Îți dai seama că am și o vârstă și nu mai am răbdarea necesară. Păi demonstrează că ai o vârstă atunci. Îți găsesc fire blonde prin mașină. Plus că te am pe tine la o adică. Ce sens mare când te am pe tine alături de mine să mai stăm să căutăm
variante. Nu mi se pare o chestie așa. Auzi, știi cum zice vulpea când ajunge la struguri? Că sunt acri. Eu zic să îți vezi de treaba ta. Mă lasă, păi, într-adevăr, mai mult și eu, na, știi cum e. Te mai uiți și tu. Colo, colo, ai, și ce, tu nu, vrei că tu nu mai, nu te mai interesează bărbații așa, să mai arunci o privire? Uite, în felul ăsta m-ai cunoscut și pe mine, adu-ți aminte, da? Tot așa. Și ce, nu-i bine? Păi, ați finuț, elegant. Da, moșulică cu stil, ce părere bună ai despre tine. Și tu acum. Îți fug ochii după femei, mă, Elena. Într-un mare fel. Ești o vulpe bătrână. Da, 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 da. Și mai cum? Vulpe bătrână sau moșulică cu stil, cum îmi place mie să zic. Moșulică, a? Da. Vezi că de când sunt cu tine am început să... De când ești cu mine ce ai început? Ușor, ai întinerit de când ești cu mine. Cu părul să mai crească niște firulețe albe, să... A? Să-ți crească fire albe de ce? Din cauza mea? Păi că mănânci tu suflețelul. Așa te-am cunoscut cu ele, hai, o, termină. Hai că nu era așa. Nu vine să cred, soțul meu, cu o femeie mai tânără, undeva pe stradă, într-o mașină. Uite, am ajuns și eu la timp la clientă. Niciodată nu coboară din casă. Zău dacă eu am văzut așa ceva. Așa se întâmplă de obicei. Deci m-am săturat de oameni ăștia care nu sunt punctuali. Până la urma urmei, știi ce? Stă și pe timpul meu, numai pe timpul ei. Hai să fim serioși despre ce vorbim. Da. Hai că... Ești foarte drăguță. Uf, Doamne. Știu că țin mult la tine. Am nevoie să mă relaxez asta, puțin. Mă, cum se bagă? Am nevoie de o pauză. Noi șoferi, mă, șoferi. Ia, uite-mă și pe asta, m-a blocat aici, s-a pus. Uite, vine și doamna. Anu, alo, doamna! Ce faci, doamna? Unde ți-ai găsit să parchezi? Eu trebuie să plec de aici. Aoleu, stai așa, stai un pic. Cu ce te-am blocat, doamnă? Că te sărut cu soțul meu. Nu ți-a rușine? Ce, mă? Da, cu soțul meu. Doamnă, n-am timp de glume proaste. Sunteți de la vreo de asta camera ascunsă sau ceva? Să știți că stați pe timpul meu și timpul meu costă mulți bani. Haideți, vă rog frumos că... Ia uite-o, domnule, și pe cucoana asta. Alt loc de parcare n-avea. S-a pus în fața mea, eu mă grăbesc de nu mai știu ce-i cu mine și iar de blocat mașini. Ce caută mașina nevastă-mea aici? Mutați mașina, te rog, doamnă. Nu știu cine e și ce vrei de aici, dar mutați mașina. Nu, nicio mașină. Mihai, unde ești? Netrebnicule, ieși afară să discutăm. Mihai? Deci nu cred. Dar ce cauți? Ce cauți aici? Cum ce caut? Deci nu cred așa ceva. Mihai, mă turc cu tine șoseaua asta. Nu știu ce să-i fac omului ăsta. Bănuiam eu că mă înșeală, dar de data asta l-am prins. Asta îmi trebuia mie. M-am ferit până s-a nimerit. Mihai este iubitul meu, spune-mi, te rog frumos, doamnă, cine ești? Cum cine sunt? Că eu n-am timp toată ziua să stau aici, că mă bate soarele în cap. Vorbește mai repede odată, Mihai! Cum adică vorbește mai repede odată, măi, fetiță? Hai, cucoană, zi! Am mințile în cap, sunt soția lui de 15 ani de zile și mama copilului nostru. Ce tot spune acolo femeia asta? Soție, copil? Cum adică? El e șoferul celui care s-a urcat beat la volan și a dat peste mine? Cum e posibil așa ceva? Vă înțeleg frustrarea. Mă vine să credeți ce tupeu are omul acesta. Dar nu vine să credeți. Vine să credeți ce tupeu are omul acesta. Ne-a distrus. Că-l știi de atâta timp. Dumnezeule, nu. E ceva nu am care... niciun tupeu. Asta făcea să... Ai un tupeu fantastic. Tu stai acum între noi și minți. Când era plecat, nu mai răspundea la fel la telefon. Cred că îl ținea pe silențios ceva să întâmpla, că l-a căutat și copilul. A întârziat și la școală unde și la cursuri. Cum de-ați putut fi amândouă păcălite? Nu păreți a fi genul de femei naive. Dar până când vrei să ajungi să mergi așa? Până unde în situație? Până unde vrei de fapt? Oarecum... Pot să spun, da, îți convenea situația asta, nu? Dacă... Te-a convenit, dar până unde? Dacă se putea, de ce nu? Du-te să nu te văd! Du-te să cine nu te văd! Stai un pic, mai Elena! Hai la revedere, du-te de aici! De ce vă sărutați amândoi? Ha, mă, las! Băi, Alina, ce... Cine este? De ce a venit aici? Toată ziua... Alerg cumpărăturile, copil, serviciu și tu? Deci nu vine să cred. Apare doamna asta de nicăieri și spune că este soția lui. Incredibil așa ceva. De când am acest Mihai? Ieri când aveai telefonul pe silențio de te-am sunat toată ziua, tot cu domnișoara erai? Privește-mă în ochi și spune-mi adevărul.
Și ce vrei acum de la mine? Să-mi spui cine este și ce vrei tu de la mine, de fapt. E o prietenă. Că ți-am cerut doar respect, Mihai, pentru copilul nostru. Așa ceva eu nu iert niciodată. Cu mine este foarte clar, a terminat-o. Da, mă, și ce am făcut? Care e faza? Nu înțeleg. Păi nu puteai să fii sincer cu mine. Dar ce am făcut? Eram cu cineva, m-a dus din locul X în locul Y. Care e problema? Mihai, din locul X în locul Y, eu trec cu cumpărăturile, cu programul. Da, și eu eram cu treabă. Că am lăsat mașina în serviciu, da. Sărutul acela. Care sărut? Trecerea de pietoni este treabă. Ți s-a părut, nu era niciun sărut. Cum să nu fi? Am văzut cu ochii mei, Mihai. Uite de la mine. Ce-i văzut, mă? Ți s-a părut, nu e niciun sărut. Unde era sărutul? Nu mi s-a părut nimic. N-ai nicio dovadă cu niciun sărut, lasă-mă în pace. Cum să nu am nicio dovadă, Mihai? Uite, aveam treabă și acum a plecat. Ce-i rezolvat? Eu muncesc de dimineață până seara. Ca să ce? Ca să aibă pârlitul ăsta de șoferi, banii, să plimbe amanta? Nu am suportat niciodată femeile care sunt amante. Și descoper că eu asta am fost timp de 5 ani de zile. 5 ani! Eu cu casă, cu servici, cu copii, cu copii la curs, cu copii la școală, fă cumpărături, fă mâncare. Și tu pleci cu treabă. Ce faci, mă cerți acum sau care-i faza? Dar cum să nu te ceri, Mihai? Ți se pare normal ce ai făcut? Ce am făcut, mă, că mă zăpăcești de cap? Eu cred că trebuie să chem situația. Rămâi cu curca ta și nu mai avem ce discuta. Băi... Nu. Singura mea șansă ca să repar ceva e să spun adevărul. Și poate atunci se va rezolva ceva. Să nu-l mai văd în fața ochilor mei. Să nu mai vin acasă. Nu o să-ți mai vadă nici copilul. Nu merită nimic. Pentru Elena, apariția de nicăieri din punctul ei de vedere a unei soții este o adevărată lovitură. Toată proiecția unei vieți alături de Mihai se dovedește o dureroasă iluzie, iar pe de altă parte, date fiind temperamentul vulcanic al ei și o anumită mândrie, se poate vorbi și despre faptul că a fost rănită în orgoliu. De aceea cere insistent explicațiile care îi se cuvin. Ai de gând să-mi spui adevărul, Mihai? De cât timp sunteți împreună? De cât timp se întâmplă asta? Dar ce te interesează pe tine? Care e problema ta? Cum? Adică? Dar cum? Nu am înțeles. Cum să nu ne intereseze? Cum să nu ne intereseze pe noi? Personale așa trebuie să le știe toată lumea. Tamne, tam, gata. Dar noi n-am știut că tu ești căsătorit. Despre ce vorbim? Care e problema? Repet. Mă, nu-ți crapă obrazul ăla de rușine. Dar tu crezi că știe el ce aia rușine? Adică îl știți pe omul acesta de 5 ani, nu? Noi de ce nu știm așa de ceva? Noi n-am crezut. Este cum e treaba mea? Viața cum mea? E nevasta? Știu de uite nevasta aici. Suntem căsătoriți, doamne, de 15 ferește, ani. Mă, avem și un băiat de 14 ani. Așa ceva nu vine să cred. Dar nu vine să cred. Au distrus o familie. Fetița dumneavoastră. Așa ți-a educat-o? Vi se pare normal cum procedează? Dar noi am crezut că el este singur. Mă, dar ce rușine, în ce situație m-ai pus? Bineînțeles, păi Mihai. Ce situație? Eu eram cu ea, făceam niște comisioane, eram cu ea mașină, cum m-ai văzut. Ce comisioane, Mihai? A fost o îmbrățișare clară. A fost un sărut. Am văzut cu ochii mei. Am oprit imediat pe dreapta. Făcea comisioane cu tine. Nu se spune? Nu e posibil. Dar nu, dar noi credeam că e singur și este iubit cu ei. Noi așa am știut. Un moment. Ca părinți. Vă înțeleg frustrarea. Mă vine să credeți ce tupeu are omul acesta. Dar nu vine să nu cred. Vine să credeți ce tupeu are omul acesta? Ne-a distrus. Că-l de atâta timp. Dumnezeule, nu. E ce nu am niciun tupeu. Asta făcea să ai un tupeu fantastic. Tu stai acum între noi și minți? Tupeu ai tu, fetițo, că mi-ai distrus căsnicia. Pardon? Da! Pentru că te-ai băgat în moment în care nu era cazul. Te rog frumos, îi ceri explicații așa zisului soț al tău despre care eu nu știam că existi. Dar nici noi n-am știut, mă. Cum să nu dea doamnă seama că n-a stat în fiecare seară, a dormit aproape acasă, 2-3 zile. N-au locuit împreună. Păi dar noi n-am știut, am știut că e singur. Tu nu ți-ai dat seama că ceva nu e în regulă cu el dacă eu nu mi-am dat seama? E soțul tău de câți ani ai spus? De 15 ani. De 15 ani. Ai distrus o căsnicie importantă. De 15 ani. Care are nevoie de ambii părinți. Te rog frumos să mă las că să nu știa nimic. Haideți să ne liniștim un pic. Chiar nu ai nimic de ce spus? Ce explicație ai, Mihai? Te rog frumos, spune-ne. Adică stai de mult și, oamenii aceștia se ceartă din cauza ta. Adică tu ai curat să te uiți în ochii părinților mei? Doamne ferește! În ochii mei?
Și în ochii femeii ăstea care stai ca, lângă noi? Ca pe băiatul nostru l-am primit, țipa, ca pe fiul nostru. Tu te aici rog frumos să taci! Tu te rog frumos să taci! De față cu toată lumea. Cum să nu fie tantam? Dacă avem ceva de vorbit, o să vorbim. Dar de ce nu ai spus? Fata asta și-a făcut niște planuri de viitor cu tine. Spera ca la un moment dat să întemeiați propria familie. Dar nu am fost sigur de asta. De asta nu se putea, nu? Așa este, pentru că am avut discuții. Elena, dar cum este posibil să te fi păcălit așa? Pentru că am înțeles că tu ești genul de femeie foarte atentă la detalii, da? Îi miroși centura, da? De la mașină, să vezi să nu fie vreun parfum de femeie. Cauți fire de păr prin mașina lui. Ai putea să ne spui? Ai putea cum, să ne spui cum te-a putut păcăli așa? Dar ne-a păcălit și pe noi. Mostră de tupeu. Da. Cine știe câte a mai păcălit, domnul Ernest? Cine știe câte? Da. De 5 ani de zile, da, nu se mai ocupă de casă, nu se mai ocupă de copil, nu mai vrea să meargă la cumpărături, renunță la vacanțe, renunță la tot. Că am venit cu bani, am de câte ori am propus, niciodată n-ai acceptat în ultima perioadă. Da, de vorba că am avut o activitate care aducea bani, iar banii îi lăsam ei pentru da, casă. Hai, da, da, bine. Și cheltuielile cu mine și vacanțele? Aia sunt alți bani. Deci... A, sunt alți bani, am înțeles. Și pentru copil, când investești timp, are nevoie de ambii părinți. Te-ai gândit? Dar nu aveam trauma serviciu. Trauma prin care trece acum. Tu te gândești acum ce ai făcut? Haideți să ne înțelegem. Poate este și Elena vinovată, că nu și-a dat seama. Deși era genul de femeie care sufla și în iaurt, da? Când venea vorba despre scumpul ei iubit. Păi, dar noi nu am crezut, dar vina domnul cea mare o are până la urmă soțul dumneavoastră, nu? Că a reușit să o păcălească 5 ani pe ea. Dar el nu s-a gândit. Dar ne-a păcălit și pe noi. Cum de v-a păcălit pe toți? Pentru că atunci când ai o relație de lungă durată, te apropii, dorești să petreci așa împreună, un Crăciun, un Paște, o vacanță. Dar acum îmi explic eu ce se întâmplă. El era căsătorit și noi n-am știut. Acum se leagă niște lucruri. Cum se leagă lucrurile? Venea acasă, punea cadourile sub brad, îmbrățișa copilul, suna telefonul, doamnă, imediat. Mă suna șeful. Șeful? Șef. Poate vrei să spui șef, acum ziceai mie odată. Și când suna șefa. Și când veneai la mine, te suna tot șeful, nu-i așa? Elena, dar el a petrecut, știu eu, vreo vacanță sau vreo sărbătoare importantă cu tine? Toate sărbătorile au fost în familie. Că pleca la un moment dat, pleca, îi suna imediat. Că era zi, că era noapte, că era 2 după amiaza, că era 2 dimineața, a plecat de acasă. Când era plecat, nu mai răspundea la fel la telefon. Cred că îl ținea pe silențios ceva să întâmpla, că l-a căutat și copilul, a întârziat și la școală. Cum și la cursuri. Cum de-ați putut fi amândouă păcălite? Nu păreți a fi genul de femei naive? Pentru că el era șofer. El era șofer de bogătan și el muncea foarte mult pentru banii pe care îi câștiga. Primea atât de mulți bani încât nu putea să nu stea cu șeful. Și dacă omul avea nevoie de mine, doar sunt angajatul lui. Ce, trebuia să-i spun, stai șeful că am eu altceva mai nu, bun de făcut. Nu, aveam eu nevoie de tine sau femeia asta, probabil. Și uite, așa, așa ne jucăm pe amândouă. Nu v-am dat atenție? Telefonul fără fir, că nu-i o parte de cealaltă. Dar Mihai, ai tu pe eu, pare foarte rău. Ai sau tu ai fost nemulțumită în totalitate? Mihai, n-am avut un program, nu m-am putut baza pe tine la nimic. Cel puțin în ultimii 5-6 ani, nu te-ai implicat aproape deloc în creșterea copilului. Nu doar banii, și eu câștig bani, Mihai. Dar nu ți-ai de gândit de ce am procedat așa? Cum da, să te rog, ia spune! Ce te rog, te rog, spune tu! Hai, spune, de ce ai procedat așa? De ce? Că eu sunt mai tânără, probabil, și ți-a convenit situația sau care chestie? Ai zis că pe mine mă duci mai ușor mulțumit. Cu zăhărelul. Nu erai mulțumit de și ce? Poate că am putut. Ai putut? Tău. Da, dacă s-a putut. Rușine să-ți fie, rușine. După 14 ani, 15 ani de fericie, să vorbești așa? E posibil să ai tupeul ăsta? Dar dumneavoastră l-ați plăcut pe iubitul fiicei dumneavoastră de la bun început? Sau ați avut? Eu pot să zic că am avut niște dubii în legătură cu el. Pentru că, nu știu, nu-mi prezenta siguranță, nu... Și ți-am spus și ție de atâtea ori. Da, așa măi, este. Fato, așa nu este ce trebuie ție. Ce v-a dat de bănuit? Este, în primul rând, și diferența de vârstă și nu prezenta stabilitate. Ai văzut, când suna telefonul, el trebuia să plece imediat. Ție nu ți-a dat de gândit acest lucru? Dar așa și este. Eu m-am gândit la asta. Dar așa este, m-ați avertizat, nu v-am ascultat, n-am mers pe spatul vostru. Uite ce s-a întâmplat. Ce pot să mai fac acum? Pot să dau 5 ani înapoi? Nu era treaba ce pot să fac? Cum nu era treaba noastră? Nu aveam treaba cu ea, oricum erați împotriva. La orice, e fata noastră. Cum intră un bărbat în viață, e gata, nu e bun. Dar ai profitat, da? Ai profitat, normal. Așa făcea și acasă. De 5-6 ani, la fel se comportă.
să știți că nu este în regulă. Și cu fiica dumneavoastră a făcut la fel, o mai fi făcut cu multe, dar dumneavoastră, așa v-ați educat copilul. Păi dar nu ne-am dat seama. Sunteți mamă, sunteți femeie. Nu te supără, dar tu așa, ți-ai ținut bărbatul lângă tine, de-a scăpat, din lesă. Hai nu mai fiți critice, că nu ajungeți nicăieri, da? Ce tupeu! Nimeni n-are nicio vină, eu am toate... Da, Mihai, tu ești sfânt, tu nu faci nimic, dar tu ești sfânt. Aici măcar spui un adevăr. Probabil că are și soția ta o parte din vină, da? Că nu degeaba ai ajuns, dacă era numai lapte și miere, nu cred că ajungeai aici. Da. Dar trebuie să fii bărbat, da? Și să recunoști că marea parte din vină o ai tu. Partea am și eu o vină, bineînțeles. Dar eu spun că ea este cea mai... Ce timp de discuție? Cum să spui așa ceva? Recunoști. Din moment ce nu i-ai spus soției tale, înseamnă că ți-a convenit situația să joci la două capete. Dar până când vroiai să ajungi, să mergi așa, până unde în situație? Până unde vroiai, de fapt? Oarecum pot să spun. Da, îți convenea situația asta, nu? Te-a convenit, dar până unde? Dacă se putea, de ce nu? A, păi la infinit, sigur, așa, sau cum? Da. Cât se putea. Să ne prostești bravo, pe noi. Bravo. Ai văzut? Te-ai simțit? Am tăcut, dar puțin respect, Mihai, te-ai afișat... Și să te vadă toată lumea. Dar nu se respectă pe el. De când mă urmărești tu cu mașina? Se respectă pe el cum? Mă duceam să-l iau pe Vlad de la școală. Și ce să vadă ochii mei? Tu, incredibil, acolo, cu ea, într-un moment tandru, ce să înțeleg, Mihai? Comportamentul tău... Coincidență? Cum am putut să mă las păcălită de un om ca tine? Eu nu înțeleg... Sau urmărea, sau nu știu. Nu înțeleg cum am putut. Sunt cea mai minuțioasă femeie și știu tot ce mișcă și când mișcă. Tu să taci! Te rog frumos! Cum adică să tac? Să taci? Bineînțeles, de o casă nu te ocupai, de copil nu, bani n-ai susținut familia. Tot ce, făceai era să o plimbi pe ea. Pentru ce îmi trebuie, Mihai, respect? Nici atât pentru ceea ce ai făcut. Nu ți-am oferit respect. Nu, dovadă, uite, tu îi oferi respect. Mostră de respect. E lipsă de respect ceea ce ai făcut. Bun, și ce dorești de la mine? Ok. Nu doresc nimic, Mihai, asta e problema. O să discut și cu Vlad. Faci bagajele și divorțăm. Eu nu accept așa ceva. Chiar e treaba ta, pe mine nu mă mai interesează ce faci. Rămâi cu cine vrei tu. Nu accept așa ceva. Divorțăm. Și crezi că eu sunt de acord, așa am discutat. Nu mă interesează, nu iert așa ceva. Eu nu iert. Tu crezi că interesează pe cineva cu ce ești tu de acord în momentul ăsta? Pleci așa, la revedere. Dar ce te așteptai să facă soția ta? Dar nici chiar așa, ce suntem la... Măi, trăiești de 5 ani de zile cu femeia asta, neglijezi familie, copil și pui întrebarea asta așa, naiv, ca și când... Da, și lucrurile așa se discută, așa se lămuresc. Dar lucrurile așa se chiar fac! Chiar nu realizezi ce ai făcut. Dacă n-ai fost corect de la început, de ce n-ai fost sincer de la început? Poate am și motivele mele. Da? Care motive? Treaba mea. Păi da, tot găsiți motive, nu ți-e rușine. Tot vorbim de sinceritate. Doamne! Că tot vorbim de sinceritate. Tu de ce nu ai fost sinceră de la bun început cu părinții tăi? Pentru că nu știu dacă părinții tăi și în special tatăl tău ar fi fost de acord cu relația voastră, dacă știa adevărul. N-au fost și poate nu s-ar fi ajuns aici. Oricum nu erau de acord. Tu te rog frumos să taci în momentul ăsta. N-ai nimic de spus. Dar tu ce vrei să spui? Eu aș avea foarte multe să spun. Ce-ar fi să le spui părinților tăi cum a început povestea voastră de dragoste? Cum a început? Ne-am cunoscut într-o conjunctură mai... tragică, din păcate, pentru familia ta. Neprietenoasă, aș putea spune. Da? Da. Domnul Mihai, aici de față, este șoferul domnului Dumitrescu. Poftim? Cum? El e șoferul celui care s-a urcat beat la volan și a dat peste mine? Cum e posibil așa ceva? Păi tu nu știi că cine s-aseamănă s-adună? Haideți, vă rog frumos. Cum ai putut să mă minți? Mi-ai zis că l-ai cunoscut la un eveniment. De ce m-ai mințit în halul ăsta? Păi cum era să vă spună? Că a început o relație cu șoferul celui care v-a nenorocit pe dumneavoastră. Pentru că e fata noastră. Putea să spună. Putea să ne spună. Putea să ne spună. Să ne spună adevărul. Sinceră. Da. De ce nu l-ai spus? Pentru că asta nu ar fi rezolvat problema tatei și nu ar fi rezolvat
Nu, e ca dar și cum dar trebuie să fi... existe o explicație pentru care tu i-ai mințit, te-ai gândit că ce, că nu vor fi de acord, nu? Într-o oarecare măsură și oricum, asta, faptul că eu vă spuneam, nu ar fi șters cu buretele accidentul, nu s-ar fi întâmplat nimic. Deci omul ăsta ne-a distrus pe toți. Nu mai pot să mă aud, nu mai pot să vă mai aud. Gata. Lasă-mă în pace, lăsați-mă în durerea mea, lăsați-mă. Vreau să dispar din viața mea, vreau să uit că te-am cunoscut, vreau să șterg totul cu buretele. Te-am făcut, cu alte cuvinte, da? M-ai făcut? Da. Și mi-o spui așa foarte relaxat, ca și cum ăștia 5 ani păi n-au semnat nimic pentru asta tine? Asta e situația. Ce să însemne? M-am distrat cu tine. Te-ai distrat cu mine? Da. Și ți-a plăcut? Ia zi, ți-a plăcut? Da, de ce să nu-mi placă? Păi, tânără frumoasă... Și tu un moș cu stil. Așa, dar era moș chiar, cu stil, era chiar văd funny. Că te ții bine încă, care moșulică. Faza? Băi, chiar mi-a plăcut de tine, știi, mai ales când miroseai centura, căutai fire prin mașină, ești tare, bravo, bravo. Ți-ar fi rușine, mă, om de nimic ce ești. Hai, lasă, n-ai că... caracter, n-ai coloană vertebrală, n-ai nimic în rău. Tine. Trist rău. Este că tu nu ți-ai dat seama în 5 ani de zile despre toate aceste lucruri. Nu mi-am bine dat că, seama, bine că bănuit. Te-ai uitat după tot felul de detalii mărunte, dar n-ai văzut tabloul de ansamblu. Cine a făcut? Cum e posibil? Doamne, doamne. De ce să ni se întâmple tot mai nou? Noi știm că m-ai educat-o cum trebuie, dar nu-mi imaginez ce s-a întâmplat. Cum a putut ea să ascundă? Cum să fac așa ceva, să se încurce chiar cu cel care m-a nenorocit, cu șoferul celui care m-a nenorocit? Nu cum știu, să fac așa ceva? Ea a crezut probabil că o să fac o faptă bună, nu știu, să nu ne supere și mai tare, dar în halul ăsta să distrugă o căsnicie? Doamne, Dumnezeule, nu... Dar nu s-a gândit că e ca sacul cu peticul. Cum dacă ăla, șeful lui, era în starea asta și a fost beat, s-a urcat bea la volan, ăla... E poamă bună? Adică așchia sare de parte de trunchi? Mă, n-ai văzut și ăsta, Mihai, că e un tupeist și un ordinar. Pe pentru mine nici nu vreau să aud de el. Cum să te faci, frate, cu diavolul și să-l aduci în casă pe omul ăsta? Și să ne mintă halul ăsta, să ne mintă. Da. Ce tupeu! Ai fost bună și îți mulțumesc. Mi-e satisfăcut ego-ul și tot ce s-a întâmplat între noi m-a uns pe suflet. Și mă bucură lucrul ăsta. Și te-am făcut. Pe toți ne-a dus. Efectiv, acest individ ne-a dus pe toți de nas. Adică, eu nu pot să cred 5 ani de zile o relație. Eu mă gândeam că deja ne cere mâna. Cum am putut să fiu atât de naivă și să mă joace pe degete? În halul ăsta, cineva, adică... Știi cum? Ți-a lăsat impresia că tu deții controlul. Tu ai idee cât mă amuzam eu când vedeam că eram sus, da? Și te observam că veneai, mă verificai, puneai mâna pe capotă la mașină să vezi ce. Dacă e motorul, care îți dai seama, mai am încă două mașini, puteam să plec oricând. Ești distractivă, ce să spun. Ai fost mult prea atentă la detalii și nu ai văzut tabloul în ansamblu. Da? Se pare că experiența spune cuvântul, iar acum te rog frumos să ieși! Și încă o chestie. Facturile pe care, da, le plătea domnul Dumitrescu. Era un mijloc ca să mă distrez și eu, nu? Adică chiar așa... Fac muncă, fac comisioane, pe degeaba, ai fost bună. Și îți mulțumesc. Mi-e satisfăcut ego-ul și tot ce s-a întâmplat între noi m-a uns pe suflet. Și mă bucură lucrul ăsta. Și te-am făcut. Și acum, și ceva, o să plec, că probabil mă așteaptă una mai tânără și mai frumoasă decât tine. Dispari! Ai pupii. Ieși afară! Ciao. Bye. Cum de nu ți-ai dat seama? Cum de te-ai lăsat păcălită în halul ăsta? Nu am o explicație pentru asta și în momentul de față sunt în stare de șoc și nu înțeleg
cum am putut să fiu atât de naivă și să mă joace pe degete în halul ăsta cineva, adică... Știi cum? Ți-a lăsat impresia că tu deții controlul. Și de fapt, nu dețineam nimic. Dar asta e. Cele mai importante lecții în viață, așa le înveți, pe propria piele. Cum să te faci, frate, cu diavolul și să-l aduci în casă pe omul ăsta? Și să ne mintă în halul ăsta, să ne mintă. Da. Ce tupeu, nu, nu. Nu mă gândeam că fata noastră o să facă așa ceva vreodată. Nici prin gând nu mi-a trecut, dar nici prin gând. A avut o influență asupra ei extraordinar de nefastă. Elena, vrem să știm tot adevărul. Destul cu răul care ne l-ai făcut. Spune adevărul și nu ne mai minți. Te rog să fii sinceră, mamă. Da? Măcar acum, în ultimul ceas. Spune-ne tot adevărul. Ce s-a întâmplat? Nici nu știu cu ce aș putea să încep. Totul s-a derulat atât de repede și lucrurile au luat amploare. Într-adevăr, l-am cunoscut în niște circumstanțe mai puțin prietenoase și știți și voi că am avut acea înțelegere cu acest domn Dumitrescu să plătească tratamentul tatei, să își revină, să suporte absolut toate costurile. Din păcate, domnul Dumitrescu a putut să suporte doar pagubele, nu și suferințele noastre. Îmi pare foarte rău pentru tot ce s-a întâmplat, însă am fost dusă de nas. Efectiv, m-a luat cu capul, m-a prostit, m-a... Nici nu știu în momentul de față cum... Și totuși relația asta de 5 ani, să noi să, și tu să nu afli și noi să fim luați așa, să de... Pe toți ne-a dus. Efectiv, acest individ ne-a dus pe toți de nas. Adică, eu nu pot să cred 5 ani de zile o relație. Eu mă gândeam că deja ne cere mâna. Nu ți-a dat de gândit toate jongleriile astea ale lui, cu telefoanele astea bizare, care pur și simplu te lăsa și pleca? Cred că este momentul să știți și voi cum am petrecut noi acești 5 ani. Prin ce hoteluri. Făceați? Prin hoteluri, pe unde apucam. Și nu ți-a dat de gândit niciodată relația asta, că e așa, fugitivă, că nu te duci odată la el, poate, acasă? Stai puțin, mamă, că n-am terminat. Pe lângă nopțile, nu pot să spun petrecute, ci pierdute cu acest individ, în hoteluri și mai știu eu pe unde ne petreceam zilele și nopțile, venea pe ascuns în casă. Cum? Cum? Poftim? Din păcate, am fost păcălită, fraierită, dusă de nas, târâtă prin toată mocirla asta în care Mihai trăiește și cred că va trăi toată viața lui. Din păcate, m-a târât și pe mine în mocirla asta. Am încercat să fiu atentă, să fiu vigilentă, să țin cumva situația sub control. Credeam că am situația sub control și când colo, el știa că îl urmăresc. Știa că îi verific mașina, știa toate lucrurile astea și a ținut pentru el. Evident, m-a păcălit, a ținut pentru el, mi-a dat impresia că dețin controlul, mi-a dat impresia că totul e ok, că el este foarte ocupat la muncă. Am fost păcălită. Ce pot să fac? Și-a jucat rolul așa. Până la urmă, asta este. Ești fata noastră, ce să facem noi? În momentul ăsta, timpul este pierdut și nu mai am ce să fac. Dar credeți oare că mă puteți ierta vreodată? Până la urmă, e fata noastră, nu? Așa este, este fata. Ce să facem? Sigur, Elena este o victimă a unui șarlatan sentimental. Al unui bărbat care, cu fiecare afirmație sinceră, se descalifică. Stimați domn, femeia nu este menită să distreze bărbatul. Nu este un atelaj al acestuia care să-i satisfacă nevoi. Femeia este mult mai mult decât atât, iar bărbații adevărați știu asta. Pe de altă parte, tot ce s-a întâmplat este și o lecție pentru Elena.
o tânără femeie care credea cu tărie că ea le știe pe toate. Ei bine, s-a convins că nu este așa. Și ar face bine să fie puțin mai domoală. Sunt sigur că Elena se va schimba, pentru că este o femeie deșteaptă, independentă și capabilă. Mai reglează puțin ego-ul, orgoliul și temperamentul vulcanic și va fi bine. Domn doctor, scurci la obiect, ce putem face? Cum zic eu, de obicei, spun întotdeauna, spun bigger is better. Adică da, este corect. Mai mare, este mai bine. Tu ești sănătos la cap, da? Să dăm de euro pe sâni? Da. Da, da, da. Ți-a luat aia mințile, cred, aseară. Ce zici? Auzi, fii atentă. Simplu, da sau nu? Vrei să spun silicone? Mă iubești doar condiționat? Nu-i vorba că te iubesc doar condiționat, dar am vorbit o treabă și o facem altfel. Păi asta este decizia mea, îți place bine, nu-i nimic. Nu-i nimic, e ok, e în regulă, stai liniștită. Silicoanele sunt peste o săptămână, ce vreau să-mi fac astăzi la față e astăzi, ca asta nu durează maxim 10 minute. Păi ești foarte frumoasă, iubire, adică nu ai nevoie, domn doctor are nevoie de ceva, așa e că nu are nevoie de domnul nimic. Domnul doctor vede din punctul dânsului de vedere și vede ce nu vede. Astea sunt hainele mele? Da, sunt hainele tare, ia-le pe toate, poftim. Ce ai pățit, pui? Poftim? Hai să zic eu ce am pățit. Brunetă, botox, silicoane, îți spune ceva?